Am fost anunțat de patronul clubului Extrem Baia Mare că am primit ofertă de la Reșița. Am fost foarte fericit pentru această ofertă și m-am prezentat. Și sunt foarte fericit că sunt aici și pot să ajut echipa asta să crească în valoare, să dau tot ce pot. Să ajungem cât mai sus. Eu am început handbalul la vârsta de 14 ani. Primul meu antrenor a fost Camelia Siling, antrenoare, căruia îi mulțumesc foarte mult. Ea mi-a pus bazele handbalului, cum ar fi. Pe mai târziu a apărut Petru Leam Pop, a fost jucător mare de handbal și lui mulțumesc pentru tot. Am început de mic și mi-a plăcut foarte mult acest sport. De-aia am vrut să și continuu și să ajung sus, cât de sus se poate. Și acum îmi doresc foarte mult să continuu prin asta să fac performanță. În primul turneu semifinal aveam doar 2 luni de handbal, acolo am terminat pe locul 6. Mai târziu am luat aurul, 3 ani la rând. A fost o echipă foarte bună, generație de 95 foarte bună a extremului. Și sper că și aici să fie la fel. Perioada juniorului a fost și grea și mai ales foarte grea, pentru că acolo am învățat tot ce bazele acestui sport, handbalul, și am fost foarte bine învățat de antrenorii mei de acolo. E ok, ne înțelegem foarte bine, mai ales cu Adi, e o relație antrenor jucător foarte bună și cu toți ceilalți, toată echipa, e ok. Începem să fim cât mai omogeni și să ne susținem unul pe altul la antrenamente, mai ales la meciuri, cum a fost la Târgu Jiu, de exemplu. E foarte bine. Aici avem oportunități de a face handbal de mare performanță, pentru că Reșița este un oraș cu istorie bogată în handbal și nu trebuie să moară acest lucru, să dispară. Chiar nu ne așteptam, am fost foarte surprins când au apărut și am fost mult mai montați, mult mai bine pregătiți, cum ar fi a doilea meci, când am auzit că se strigă Reșița, Reșița din tribune. A fost foarte ok, foarte frumos. Eu cel puțin sunt foarte încrezător, sper că și echipa la fel, și echipa la fel chiar. Suntem pregătiți să ne îndeplinim obiectivul și foarte, foarte motivați.